Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Astăzi am să vă fac predicțiile cu tarotul pentru ziua de luni, 3 august, și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele. Piatra albă prima, roșie a doua, verde a treia, și să vedem ce prezice tarotul pentru ziua de luni, 3 august. Niște rezultate, vezi, depăși niște obstacole și vezi, avea niște rezultate. Profesional, aici un bărbat joacă un rol important pentru voi, este un bărbat poate dintr-o zodie de foc, o persoană cu autoritate, cu putere, cu un caracter puternic. Mâine, ce începeți mâine, sau treburile care le faceți mâine au durabilitate sau va trebui să fiți mai serioși, să vă implicați mai serios într-o treabă. Apar niște vești, niște noutăți, poate, sau sprijin din partea unui bărbat. Acum depinde și de la situație la situație, pentru că acest bărbat poate să fie cu un caracter mai dominant, așa, mai vrea să-și impună punctul de vedere. Aici depinde cu ce fel de persoană aveți de-a face, pentru că dacă are, poate să aibă un caracter mai dur, mai prost, depinde de anturajul vostru, de situația în care vă aflați. Are legătură cu serviciul, în orice caz, acest bărbat, orică vrea să vă ofere un serviciu, orică vă controlează, poate să fie vorba și de cineva care încearcă să controleze o situație legată de munca voastră, da? Dar și puteți primi sprijin, poate să fie chiar și autoritatea statului să vă acorde un sprijin legat de muncă, sau poate să fie chiar partenerul vostru, tată, soț, da? Cineva cu care voi, profesional, această persoană puteți face împreună, poate chiar o afacere. Pentru relație, aici îmi pare că poate veți clarifica ceva, vă vine o idee, puteți primi vești, veți avea mai multă claritate, poate, într-o relație, sau poate chiar începeți ceva nou, o nouă relație, dar va fi o relație mai mult la nivel de inteligență. Poate chiar cu acest bărbat de la profesie, care mi apare, cu care puteți face chiar o relație de muncă, să aveți și o relație de dragoste, spre exemplu. Sau poate partenerul vostru și veți clarifica niște situații împreună, vă veți pune la punct niște situații și veți rezolva niște situații împreună. Cu toate că aici cu banii mi apare un blocaj, vă simțiți blocați sau nu depinde de voi să vă vină mâine niște bani, să câștigați bani, nu mai depinde de voi. Voi nu puteți face nimic mâine. Poate să fie și acest lucru. Vă trebuie mai multă, poate mai mult curaj. Aici împăreți poate într-o stare de timiditate. Nu aveți curaj să luați o decizie, nu aveți curaj să pretindeți mai mult. Da, aici parcă aveți o stare așa de timiditate, de teamă. Da, deci va trebui cumva să vă eliberați de această temere, de această timiditate. Cu sănătatea aici apare că stați bine, că aveți o siguranță, o stabilitate, că vă simțiți, aveți o energie pozitivă, aveți suficientă energie sau veți fi protejați, sunteți în siguranță, să zic așa, din punctul de vedere al sănătății. Ca surpriză aici mi apare totuși atenție la dezamăgire, atenție, vă pot veni niște soluții, dar trebuie, păi, poate de aici de la relație, am zis, să vă faceți o clarificare, să fiți mai lucizi, să fiți mai logici, pentru că ați avut multe dezamăgiri, poate și pentru că ați fost prea emoțional, că am zis, aveți și această stare de timiditate, da, și poate că voi sunteți niște persoane mai timide, mai precaute, cu dubii, cu temeri, și acest lucru v-a adus și multe dezamăgiri. Poate mâine vi se cere să fiți mai siguri pe voi, cu mai multă ambiție, că aveți acest rege de bâte, îmi vorbește și de ambiție, de determinare, de voință, da, deci să fiți mai siguri pe voi, pentru că sănătatea vă ajută, sunteți în siguranță, dar și mintea mâine parcă pare, sunteți mai lucizi, vedeți mai bine lucrurile, aveți mai multă claritate, da? Deci nu mai sunteți într-o stare de confuzie, să zic așa, doar trebuie să aveți mai mult curaj, mai multă voință și ambiție. Cam asta e ce văd la prima variantă. Și să vedem și la a doua variantă ce spun cărțile pentru voi, cum va fi ziua de luni, 3 august, la ce vă puteți voi aștepta. Noutăți, vești, poate chiar o nouă relație sau o aventură poate să apară la voi. Da, apare și la voi toate, cum se repete,
apare și la voi vești, noutăți, da, deci o nouă relație chiar poate. Profesional aici parcă vă simțiți blocați și voi, nu aveți curaj sau nu depinde de voi, da, sunteți acasă, poate sunteți cu această pandemie, da, trebuie să stați izolați, da, și atunci aveți temeri, frici, de griji, poate, da, deci sunteți și prudenți. În orice caz, mâine, relația aici pare că se clarifică ceva. Vă vine poate, avem pus o carte în plus, nu am nimic, să vedem ce vrea să spun asta în plus. Deci se clarifică ceva mâine într-o relație sau vă faceți o nouă relație, apare o nouă veste, apar vești noutăți, da? Apare o soluție pentru a rezolva niște probleme legate de o relație. Cu bani aici vi se cere să reflectați înainte de a acționa, vi se cere să vă faceți o strategie, să vă faceți niște planuri, niște vise, dar să fiți prudenți, adică să nu aruncați în cheltuieli sau în investiții înainte de a gândi bine și la consecință cu cine aveți de-a face. Cu sănătatea ce îmi pare că stați bine, aveți viață lungă, să zic așa, sănătate bună, credința vă ajută pe voi, da, deci fiți mai credincioși, mâncați mai sănătos, țineți chiar post, rugăciune, pentru că vă ajută la sănătate. Surpriza voastră vor fi niște câștiguri, niște rezolvări, deci reușiți să rezolvați niște situații, că am zis și din tăiere. Reușiți să depășiți niște situații, să jonglați cu niște situații, să vă echilibrați bugetul, relația, sănătatea. Doar aici la profesie vă simțiți voi într-un blocaj. Aici îmi vine chiar vă vindecați. Mi-a ieșit această carte care am scos-o plus, este vorba de 10-le de spade, care îmi vorbește că va trebui poate și voi să iertați. Am zis și aici la sănătate că v-a ieșit credința. Vă trebuie mai multă credință, mai multă compasiune, moralitate, mai multă comunicare, poate să comunicați mai clar, mai bine, să aveți o viziune mai clară asupra situațiilor. Deci vă puteți vindeca, puteți să iertați, se poate vindeca o situație, deci vă puteți recupera niște forțe, reface o relație, deci poate și prin iertare. Cam asta e ce văd așadar și la a doua variantă și să vedem și la ultima cu piatra verde, ultima variantă, să vedem ce prezice tarotul pentru ziua de luni, trei, la voi să grăbești un drum, o veste, o călătorie, mai multă mișcare, mai multă acțiune sau inițiativă, da? Deci parcă sunteți cu mai multă energie, mai mult dinamism, mai multă ambiție sau voință de a face lucruri. Pot apărea vești de drumuri sau de la drum. Mai multă înțelepciune, mâine poate vă ocupați de studii, de ezoterism, de o pasiune a voastră, de un hobby care îl veți face cu seriozitate. Profesional aici apar niște vești, niște drumuri poate, dar atenție cu cine aveți de-a face, că puteți avea de-a face cu persoane înșelătoare sau cineva care vă urmărește drumurile poate. Trebuie să fiți și voi poate mai determinați, mai ambițioși, să mai studiați, să vă informați mai bine sau, atenție, am spus la un tânăr, pot apărea situații noi, deci poate apărea ceva noi, vești, drumuri de făcut, da? Dar atenție și cu ce persoane aveți de-a face, că e foarte posibil să încerce să vă strice drumurile. Da? Sau va trebui poate voi să vă faceți niște planuri, niște vise, da? Deci să nu renunțați la niște vise, să fiți mai ambițioși, mai serioși, da? Să vă urmați drumul, să faceți pe compropriu poate ceva, să începeți ceva pe compropriu. Relațional aici poate că voi aștepta sufletul pereche, puteți repara o situație din trecut sau să vă întâlniți cu cineva din trecutul vostru, cu sufletul vostru pereche poate, veți avea niște nostalgii, poate niște regrete, niște vise așa legate de trecut. Și aici la bani îmi pare că voi sunteți prea timizi, poate aveți nevoie de mai mult curaj, de mai multă încredere în voi, pentru că vă puteți împlini un vis, poate ar trebui să visați mai mult, să aveți pretenții mai mari, să doriți mai mult, să nu vă mulțumiți cu puțin, să aveți mai mult curaj de a visa, de a pretinde, de a avea, de a face, să aveți mai multă încredere în voi, să faceți lucrurile, să nu mai fiți emotivi, să fiți mai pragmatici.
Iar ca sănătate, aici mi-au apărut stelele, ceea ce îmi spune că veți avea mai multă forță, mai multă energie pozitivă, mai multă stabilitate, armonie, pace, liniște, da? Vă veți găsi pacea și liniștea sau vă veți ocupa de frumusețea voastră, da? Deci veți străluci, veți avea mai multă energie pozitivă. Surpriza voastră mi-a apărut o dragoste, cavalerul de cupe, cineva vă oferă dragoste, apare o persoană care e îndrăgostită și dorește dragoste și oferă dragoste, dar e o persoană mai tânără poate. Așadar, poate apărea o relație nouă cu cineva sau e vorba de sufletul vostru pereche. Acum poate să fie vorba și de copil. Poate să fie vorba că suflet pereche poate să fie și propriul copil cu care voi veți lua legătura și repara ceva într-o relație poate cu copilul sau cu o persoană. Da? Deci poate apare cineva din trecutul vostru, din altă viață anterioară, în care aveți ceva de reparat împreună și apare aceasta, pentru că au apărut și stelele. Deci vă puteți întâlni destinul. Da, deci puteți chiar face și copii, da, naștere unui copil, veți fi mai creativi, mai inspirați, da, deci veți avea mai multă poftă de viață, de a crea, de a face, de a inventa lucruri noi, da, da, deci a găsi soluții noi. Doar că trebuie să aveți și voi poate vise mai mari, să sperați, să visați cât mai sus, să țintiți la stele sus, să vă uitați pe cer, că steaua voastră strălucește, da, urmați-vă destinul. Viselor, așa cum le visați voi, așa cum doriți voi. Urmați-vă, cu alte cuvinte, când spui urmați destinul, urmează-ți visele, cu alte cuvinte. Adică, da? Deci, pentru că destinul este creat din vise, din gânduri, din dorințe. Acestea fiind spuse, eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că ziua de luni va fi excelentă din toate punctele de vedere pentru toată lumea. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!